Ce asta? Ecuația bătutei. Nu înțeleg. Hai de un, hai de două, hai de trei, hai de două, hai de două, hai de două, hai de trei, hai de două, hai de două. Gata. O facem. Și acum vă invit la mine în birou să-mi povestiți de a fi raport cum s-a întâmplat totul exact. Voi vedeți ce se întâmplă. Tu ai pierdere de energie pentru toate coliziunile astea? Pentru absolut toate coliziunile astea. Cine a supervizat tura de după amiază asta? Papa Sully. Înseamnă că trebuie căutată explicația logică, Tico. Ai găsit-o, ai 0.3 metri care au dispărut în ceață. Înseamnă că se ascund undeva. A bunica îmi pot să ascund. Dar știți că trebuie reprodus experimentul dacă vreți să fie validat, nu? E o ușă acolo, dar e mică. Nu încăpem. Cred că ar fi mai bine să o rogi pe Maria. Care Maria? Fecioara? Vreau să zic că nu cred că e o idee bună. Dar am avea nevoie de ajutorul tău. Maria, ne auzi? Băieți, mă auziți? 1.3 la 10 la minus 33. Cât? Nu putem merge cu viteza asta, tu ai înțeles? Tu îți dai seama de consecințe? Asta e cea mai bună dovadă. Că e un câmp magnetic acolo și ăla nu o să ne aștepte pe noi. Tu îți dai seama că putem să sărim cu clădirea asta în aer? Și asta e cea mai mică problemă? Tu realizezi că poți să deschizi o gaură neagră la viteza asta? Și gaură neagră înseamnă pușcărie, Tico! Premiul Nobel. Trebuie să-l sun pe domnul Diavol. Mai bine mă duc în vacanță la Cernobâl pentru 2 săptămâni. Omul de rând, ce înțelege el? Am descoperit ce? Am descoperit ceva și habar n-avem ce e. Asta e veste de televizor. Bă, eu am impresia că noi nu știm, de fapt, ce e aia fizică cuantică. Nici Einstein nu înțelegea mare brânză. Dar de ce asta? Vă spun eu de ce. Pentru că... Dai, măi, că nu te întrebam. Era o întrebare retorică. Ce ai deschis tu, dar?